Bună ziua, dragi cititori! Herald, iată-ne din nou împreună la o nouă ediție a pastilei de lectură în cadrul campaniei Lecturi Filozofice, așa cum vă spuneam și în edițiile anterioare, campanie care va ține până pe data de 31 mai, intrând pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, găsiți cărți, texte fundamentale, lecturi de filozofie din colecțiile Cogito, dar și din alte colecții precum Cultură și Civilizație. Astăzi vorbim despre o carte din această colecție, Cultură și Civilizație, alături de Ovidiu Morar, profesor universitar, doctor la Facultatea de Litere a Universității Ștefan cel Mare din Suceava, și vom vorbi despre o carte scrisă de domnia sa, este vorba despre O istorie a ateismului. Domnule profesor, prima întrebare, de ce o istorie a ateismului? De ce este necesară o astfel de lucrare printre lucrările de filozofie, să spunem, în general, dar bineînțeles și printre cele publicate în colecția Cogito sau în colecția Cultură și Civilizație a editurii Herald? Lucrarea în discuție a vrut să umple un gol, un mare gol, de fapt, pentru că, sincer vorbind, nu există o asemenea lucrare. Există un dicționar foarte vechi al ateismului, există lucrări internaționale, la nivel internațional, dar în cultura română nu există, practic, până acum o astfel de carte. Și cultura română, după cum bine știți, are destule goluri încă, din păcate. Cartea aceasta a vrut să umple unul dintre aceste goluri. Nu știu în ce măsură a fost ea așteptată, pentru că până în prezent, de când a apărut ea acum 2 ani, nu prea am văzut ecouri ale acestei cărți în presă, în alte mijloace de informare. Și asta, sincer, pe mine m-a surprins, fiindcă mă așteptam chiar să aibă un impact oricum mai mare decât l-a avut deocamdată. Dar poate că există niște explicații legate de taburile care funcționează încă societatea românească, inclusiv în ceea ce privește religia. Și poate că mai e nevoie de încă nu știu câți ani, sper că nu foarte mulți, dar nu sunt foarte optimist în privința asta, ca să fie în sfârșit acceptată o astfel de carte, care sigur că tulbură niște prejudecăți, clatină niște dogme, niște adevăruri unanim acceptate sau quasi unanim acceptate. Cam asta a fost intenția mea când am scris această carte. Și am scris-o pentru că am constatat o recrudescență a fenomenului religios, chiar din punctul meu de vedere îngrijorătoare. Spun asta pentru că ați văzut ce se întâmplă atunci când se ajunge la intoleranță și fanatism în problema religiei. Se întâmplă niște lucruri absolut oribile, adică se ajunge la crime în numele religiei, se ajunge la ostracizare, la persecuții religioase.
doar pentru că tu te consideri a fi deținătorul adevărului suprem prin religia ta, te simți obligat chiar să îi persecuți pe ceilalți, să îi elimini, dacă poți, din viața publică. Eu aș numi chiar o formă de terorism ideologic sau religios. Da, sigur. Se poate vorbi de așa ceva. Și pe lângă aceasta, mai există și alte chestiuni legate de puterea politică a instituției religioase, a bisericii, putere care, după cum ați putut constata, este din ce în ce mai mare și biserica, cel puțin în societatea românească, a ajuns să aibă un greu cuvânt în chestiunile politice, adică să se amestece tot mai mult în viața socială, controlând instituțiile de învățământ, controlând practic sau încercând cel puțin să controleze tot ce se întâmplă în societate, apelând evident la același subterfugiu, ar spune, la care a apelat vreme de secole înainte. În fine, și acum, sigur că discuția e mai complicată apropo de această poziție a Bisericii Ortodoxe Române și nu știu dacă e momentul sau nu, ești, nu știu dacă în această discuție noi am putea să punem această problemă, mai ales că în cartea pe care am scris-o nu este vorba absolut deloc despre Biserica Ortodoxă Română. Este vorba despre o istorie a gândirii nereligioase. Practic asta este istoria ateismului, o istorie a contestării religiei și a ideii de supranatural pe care aceasta o presupune. Aș vrea în câteva secunde, un minut, să dau citire unui text pentru cei interesați și pentru publicul acestui gen de carte. Pe coperta 4 a cărții, Alexandru Angel scrie: în acest volum veți întâlni, expunându-și argumentele antiteiste sau antiteologice și antiecleziastice, gânditori care au contribuit în mai mare sau mai mică măsură la făurirea societății europene moderne seculare. Termenul ateist folosit în titlu, în cuvintele autorului, poate fi definit în sens larg ca negația din perspectivă rațională a credinței în supranatural, iar în sens restrâns ca negația ideii de religie, adică de instituționalizare a credinței. Ateismul globează astfel diferite poziții exprimate în diferite perioade de liberi cugetători și deiști, poziții al căror conținut poate intra cu ușurință în bagajul argumentativ al unei poziții raționale atee. Dacă nu mă înșală pe mine memoria, cred că André Malraux a spus la un moment dat că secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Credeți că, apropo de ce ați spus puțin mai devreme, faptul că poate nu a avut o atât de mare trecere această carte sau atât de mare căutare, faptul că asistăm, să spunem, în ultimii 10, poate 15 ani la o, nici nu știu exact cum să o numesc, dar la un soi de căutare din punct de vedere religios, din punct de vedere spiritual, a tot felul de tradiții spirituale cu care omul contemporan, omul modern își caută, hai să spunem, sensul în viață. Și sunt piața de carte abundă în astfel de cărți pe diverse teme,
nu doar religioase, dar și legate de anumite căi spirituale, începând din Orient, eu știu, budismul, continuând cu sufismul în Orient, apoi creștinismul și așa mai departe. Da. E adevărat că există această căutare și va exista probabil întotdeauna. Adică nu cred că oricâte cărți s-ar scrie despre ateism sau despre contestarea poziției omului religios, cred că nu vor mai exista oameni religioși. E firesc să existe. Și eu cred că e firesc să poată coabita acești oameni cu cei care nu le împărtășesc convingerile religioase. Asta ar fi societatea ideală, de fapt. Adică problema aceasta a căutării unui altceva dincolo de realitatea dată, dincolo de existența noastră finită, cred că este problema fiecăruia și ea trebuie rezolvată de fiecare cu propria lui conștiință. Dar în momentul în care cineva vrea să impună această atitudine sau acest mod de a se raporta la realitate ca pe singurul mod corect, da, sau onest, sau eu știu cum, singurul mod acceptabil, nu? În societatea noastră, atunci apare problema. Apare, sigur, conflictul. Și, din păcate, bisericile, mai ales cele monoteiste, mai ales aceste mari culte monoteiste pe care le cunoaștem, nu? Creștinismul, islamul și iudaismul, au fost intolerante de-a lungul istoriei lor. Vrând nevrând, ei ar trebui să recunoască această intoleranță. Ele nu au fost niciodată tolerante cu celelalte culte. Și atât în țările creștine, cât și în cele islamice, a funcționat această intoleranță care s-a soldat cu multe victime, din păcate. Deci, eu nu cred că e un lucru de dorit. Și dacă aceste biserici ar căuta să aibă o deschidere față de celelalte, să le accepte, adică existența, să le accepte ca fiind la fel de legitime într-o societate deschisă, nu? Într-o societate pluralistă, așa cum noi ne dorim astăzi. Sau cel puțin noi, când spunem noi, vorbim despre țările din Occidentul Europei sau din Europa și Occident. Excluzând poate Orientul din această ecuație. Dar Orientul, după mine, este mai tolerant și cred că acolo nu funcționează această atitudine de excludere, exceptând firește islamul, da, țările islamiste, unde, da, sunt probleme cu, sunt conflicte și chiar între sectele islamice, în fine. Deci, după mine, această
intoleranță, eu nu cred că va fi vreodată soluționată această ideea asta că celelalte culte, da, din punctul meu de vedere, eu creștinul sau eu eu mahomedanul sau eu evreul, din punctul meu de vedere, celelalte culte nu dețin adevărul, nu dețin calea spre adevărata cunoaștere, calea spre Dumnezeu. Ele sunt false religii, nu? Deci, eu am dreptul să declar război tuturor adepților acestor culte. Cam asta e problema și este o problemă a societății contemporane. Este una dintre problemele într-adevăr importante. Pe scurt, de ce ați recomanda această carte cititorilor? Aș recomanda-o, nu știu dacă oricărui cititor, nu știu dacă aș recomanda-o unui creștin practicant, unui creștin convins, nu, de justețea adevărului creștin. Nu știu dacă mi-am propus asta, nu știu dacă cartea aceasta vrea să distrugă aceste convingeri religioase, aceste idei că religia creștină este, sau alte religii, mă rog, dar nu e cazul poate la noi. Nu cred că asta a fost ideea acestei cărți. Nu cred că cartea aceasta vrea să distrugă ceva. Ea, din potrivă, vrea să construiască. Adică, cartea aceasta face, de fapt, o istorie a gândirii libere. Ideea aceasta de emancipare de sub tutela unor dogme, a unor prejudecăți, a unor taburi instituționalizate de către o anumită putere politică, pentru că biserica a fost biserica catolică, dar și cea ortodoxă și cea protestantă au fost puteri politice în stat. Deci, în momentul în care această putere vrea să impună propriile sale adevăruri, propriile sale idei, ca fiind singurele acceptabile, iar tot ceea ce iese din această schemă trebuie exclus, chiar cu prețul vieții, adică arderile pe rug, nu, autodafeurile și așa mai departe. Din acel moment ea devine, trebuie să recunoaștem, nocivă. Cartea aceasta a vrut să demonstreze că încă din antichitate, încă de la începuturile istoriei gândirii, adică din Grecia antică, mai exact, de când a început să existe gândirea liberă, sau mai bine zis, filozofia, de la începuturile filozofiei, s-a pus această problemă a emancipării
gândirii de această tutelă a religiei instituționalizate. Deci, foarte mulți gânditori de-a lungul istoriei și-au pus această problemă. Și dacă ei și-au pus-o, înseamnă că această atitudine trebuie luată în considerare, trebuie acceptată. Nu putem să acceptăm doar cealaltă atitudine, adică de obediență, de subordonare totală, de acceptare totală, de submisiune. Trebuie să le acceptăm pe amândouă până la urmă. Pentru că într-o societate liberă, într-o societate într-adevăr deschisă, nu poate să existe intoleranță. E incompatibilă o astfel de societate cu intoleranță și cu spiritul acesta dogmatic, inflexibil. Pe de altă parte, acest dogmatism împiedică dezvoltarea până la urmă a cunoașterii, a științei adevărate. Și cartea lui John William Draper, despre care sper să discutăm mai departe, acreditează această idee că între dogmatismul religios și spiritul științific nu există nicio legătură, de fapt. Nu există decât conflict, un permanent conflict, pentru că biserica nu va accepta niciodată, n-a acceptat și nu va accepta această gândire emancipată de sub tutela ei. Este o incompatibilitate funciară. Nu există cale de conciliere între cele două moduri de a te raporta la cunoaștere. Deci, pentru a se dezvolta știința mai departe, este neapărat nevoie de această emancipare. Și toți oamenii de știință care au făcut lucruri importante de-a lungul timpului, care au făcut descoperiri, așa cum o demonstrează această carte, au intrat în conflict cu biserica. Și mulți dintre ei chiar au sfârșit foarte prost, arși pe rug. Pentru că au îndrăznit să-și exprime ideile acestea sedițioase în raport cu dogmele oficiale. Și, mă rog, se cunosc cazurile lui Giordano Bruno, Galileo Galilei, etc., etc., care au fost persecutați pentru ideile lor științifice, nu? Pentru niște idei care erau în dezacord cu sistemul de dogme al Bisericii Catolice. Da. Nu mai știu de la unde, de la ce am plecat. Poate că am deviat prea mult. Nu, de ce vă trebuia să de ce ați recomanda această carte cititorilor? Da. Indiferent de, să spunem, de poziția lor.
Da, este și o incursiune în istoria gândirii Exact. libere, în istoria unor teorii filozofice care au pus sub semnul întrebării existența lui Dumnezeu și, evident, dogmele creștine. Și între acești gânditori e o listă foarte lungă, de fapt, de la Epicur, chiar Pitagora, surprinzător că și în maximele lui Pitagora aflăm idei antireligioase, chiar exprimate foarte tranșant. Și evident, mai târziu, cu mari filozofi ca Voltaire, ca Diderot, ca Nietzsche, Schopenhauer, chiar Kant, apoi Freud, Bertrand Russell și așa mai departe, foarte mulți, foarte mulți chiar au pus sub semnul întrebării aceste adevăruri sfinte. Și cu foarte multe argumente, adică argumente chiar de naturi diferite. Eu le-am clasificat în trei categorii: argumente de natură epistemologică, de natură etică și de natură politică. Și toate aceste argumente, dacă sunt citite cu atenție și se vede că ele se repetă de la un gânditor la altul, nu se poate să nu-ți dea de gândit, nu? Că poate ceva există acolo care trebuie luat în considerare. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre cartea O istorie a ateismului de Ovidiu Morar, carte publicată în colecția Cultură și Civilizație, carte aflată în campania Lecturi Filozofice, cum am spus și la începutul intervenției noastre, până pe data de 31 mai, intrând pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, găsiți aceste texte filozofice. Îi mulțumim foarte mult autorului cărții, domnul profesor Ovidiu Morar, profesor universitar, doctor la Facultatea de Litere a Universității Ștefan cel Mare din Suceava, care a fost alături de noi. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a pastilei de lectură în cadrul campaniei Lecturi Filozofice, bineînțeles, cu alte subiecte, alți invitați și alte recomandări de carte. Vă mulțumim foarte mult, să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere, mă mulțumesc și eu.